Salutare prieteni, sunt eu Terex și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World The Game. Cum v-am promis, oameni buni, astăzi vom debloca Elasmotherium, dar aparent Ludia a mai avut și alte planuri pentru noi și a mai lăsat încă două evenimente, printre care Dino Stampede și Monster of the Deep, oameni buni. Când am mai avut un Monster of the Deep, cred că mai bine de o lună, cred că a trecut mai bine de o lună de când am mai avut un Monster of the Deep. Uai, frate, cât de mult a putut să treacă. Deci astăzi o să obținem 3 pack-uri pentru care și o creatură nouă și aparent au lansat din nou pack-ul ăsta, Limited Edition Pack, care dă curiozitate așa cât costă. Oh, hai să facem tradiția noastră, oameni buni, să deschidem Mystery Pack-ul. Bun, 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 nu prea bun, dar mergem. Și Loyalty Points, yay, haha. Ia să vedem pack-ul ăsta, Holy Mother of God, aproape 400 de ron costă pack-ul ăsta, băi, ești nebun. Deci pentru așa ceva, deci pentru pack-ul ăsta, Limited Edition pack-ul ăsta, care conține creaturi de turneu, frate, deci conține toate creaturile în ediție limitată, toate. Și Wally Mammoth aici, băi, ești nebun? Au băgat și Wally Mammoth aici. Ok, asta mi se pare tare, au băgat și Wally Mammoth. Dar Wally Mammoth e creatură de turneu, frate, deci e creatură de turneu. Dar ce n-are și el fundalul așa strălucitor cum iau ceilalți? Adică uite cât de ciudat arată. Dar ideea e în felul următor. Pentru minunata sumă de 400 de roni cumpărați pack-ul ăsta și nu vă deblocă creatura market. Deci tot aveți de câștigat turneul ca să deblocați creatura market. Frate, ce țeapă, ce păcăleale astea. Deci ce trade-uri avem aici. 9 milioane coins pentru Loyalty Points. 5 milioane food pentru 2000 ADN. Nu prea, nu m-aș documental asta. Hai să facem chestia asta. Un hero trader pentru 500.000 coins. Hai să facem și asta. Hai să facem și asta, de ce nu? Asta nu ne permitem și oricum n-aș face. 1000 Dinobucks pentru ne. Nu. Hai să trecem la evenimente. Avem aici 3 evenimente mari și late și o să le luăm în ordine. Aparent, bug-ul ăla de film am explicat eu în care... Cu notificare aici deasupra semnul de battle funcționează, oameni, deci funcționează. Dar fiți atenți, o șmecherie. Nu trebuie să aveți niciun eveniment aici. Deci ăsta trebuie să, BIP only eventul ăsta trebuie să fie primul. Deci trebuie să fie el primul aici ca să vă bage în luptă. Gen, știi? Fiindcă altfel nu merge. O să vă bage în primul eveniment care apare aici. Deci da. Și puteți să dați un evenimentul ăla VIP, să câștigați pack-ul ăla legendar, ceea ce mi se pare foarte tare. Și hai să începem cu Dino Stampede-ul, fiindcă am mai făcut de mult un Dino Stampede. Și o să punem pe Tyra la înaintare. Frate, asta, mai avem un eveniment care puteți folosim vreun dinozaur de ăștia de după uscat? Nu avem. Deci o să folosim pe Tyra, haide, nu, pe Tyra am zis. Phoenix, stai acolo în banca ta. Ok, deși am fi putut să-l folosim pe Phoenix, fiindcă are peste 1000 atac și ar fi distrus pe ăștia foarte ușor. Dar, merge și Tyra, să-și facă așa puțin de cap. Am schimbat puțin setările la DX Story, pentru o calitate mai bună la video, am mutat pe True Quality, care e peste High. Am mutat de pe True pe High, acum nu știu care e diferența, îmi merge mie jocul puțin mai bine, dar nu se observă nicio diferență, cui pasă. Tot am de editat și de modificat și adăugat contrast și toate ce să vadă jocul cât de decent. Frate, am făcut focul în casă fiindcă e frig, la mine în casă e frig. Afară vremea e cam nasol, plouă, burniță și astea. Și am făcut focul în casă și a ieșit fum și miroase aici, dar parcă aș face grătar, frate. Ar trebui să deschid un geam sau o ușă sau ceva să iasă fumul ăsta de aici. Poate mai târziu, sunt leneș. Ok, tipul m-a atacat cu 3. Asta înseamnă că are decât un singur bloc, o să-l atac cu 2, o să pun un bloc și un reserve. Habar n-am de ce am pus un bloc. Ce-am pus un bloc. Așa că metodă de precauție, să fim safe, să fim în siguranță, să o protejăm pe Tyra. Fiindcă Tyra este, habar n-am ce să zic, sweeper nostru de încredere, nu știu. Dinozaurul ăsta e pe undeva între sweeper și tank. Bun, m-a atacat din nou cu 3, cred, da, cu 3 m-a atacat. Asta înseamnă că îl atac și cu 2 și un reserve din nou. Habar n-am de ce naiba tot pun blocks. Dar începe Ouranosaurus să începe să-și piardă în HP, așa că trebuie să am grijă. Deocamdată nu văd niciun amfibian, ceea ce e destul de bine. Și ce mă întreb, frate? Unde naiba este Draft battle-ul. Unde sunt draft battles, frate? Mi-e dor de evenimentul ăla, mi-e dor de el, mi-e dor rău de tot. Ok, 3 bloc 2 reserve. Mi-e chiar dor de evenimentul ăla, draft battles, frate, cât de frumos era pe plaja aia însorit acolo. Oh my god. Dar vă zic că de ce l-au scos fiindcă prea multă lume farma, frate, am învățat să farmeze în evenimentul ăla. Și de Ludia, cum să-i lăsăm noi să procure atâtea resurse pe degeaba, pe toată perioada evenimentului, cum să facem noi așa ceva? No, mai bine nu, hai să eliminăm acest eveniment, hai să eliminăm o întreagă arenă, un întreg eveniment care e super tare, hai să-l scoatem din funcțiune, cui pasă? Ok, 3, 4 și 2. Oh, a fost 4 bloc lașul, ok. Deci mai e ăsta, erbivorul ăla și încă un dinozaur care probabil o să fie un amfibian 100%. O să fac din nou așa. Ok, dar asta s-a pus un reserve, bun. Mi-e frică că dacă pune ăsta 7 reserve, gen sau... E nasoală treaba. Acum ar putea să aibă full reserve, așa că o să pun 6 blocks. Ai frate, atacă, mă, fă și tu ceva. Jesus. Ok, m-a prins, frate, deci efectiv m-a prins. Mă bate. Da, m-a bătut. Cred că m-a bătut, da, m-a bătut mai mult ca sigur. God damn it, dude. Mă așteptam ca Tyra să bată, frate, mă așteptam ca Tyra să bată, aparent nu bate. Știi ce, eu m-am enervat, trebuia să fac asta la bun început, am mirosit bănet frumos. Îl băgăm pe Indominus direct. Gata, m-am supărat, vin cu băieții răi, peste voi, vă bag eu mortul în casă, fraierilor. V-am spus cu Terex, acum plătiți. Frate, și hai să vorbim despre un subiect nou, pe care probabil toți ați auzit de el. Ba chiar astăzi am avut și o ședință la școală cu părinții legată de chestia asta, frate, balena albastră. What the actually hell, frate? Un joc făcut de ruși, care aparent a băgat boala în... tot copilăretul ăsta din România, frate, balena albastră. E un joc făcut de ruși, de un prinț de ăsta rus mai exact, care îți dă în fiecare zi cât o sarcină de făcut, cât o misiune de făcut. Ai 50 de misiuni, deci în total 50 de zile. Și fiecare misiune asta te pune, deci efectiv te pune să te mutilezi, te pune să te tai cu lama și chestii de astea, să-i tai pe alții cu lama și să abarna să tai cu lama o de-aia cum n-ai și o balenă albastră, să-ți faci o balenă pe mână. Frate, mi se pare o super prostie chestia asta. Deci o aplicație de telefon pe care vă recomand să nu o căutați, deci fiți atenți, nu căutați prostia asta, fiindcă vă bagă un virus în telefon și practic o să vă urmărească toate activitățile, habar n-am cum face chestia asta, e un virus tâmpit. Și dacă nu faceți misiunile alea ce vă cerășteam, pur și simplu trec la amenințări și... mulți le-au de bun, frate, fiindcă mare parte care sunt influențați de chestia asta sunt copii. Sunt ăștia tineri, de clasa 6-a, clasa 5-a. Chiar și de ăștia mai în vârstă, așa, de clasa 7-a, 8-a, chiar și ăștia de liceu. Chiar până zonă pe la mine am câțiva jucători de balenă albastră. Frate, jocul ăsta e o prostie totală. E o prostie totală. A 50-a misiune își cere să te sinucizi ca să câștigi jocul. Știu că subiectul ăsta a mai fost discutat acum câteva săptămâni, nu i-a apărut, i-a apărut recent jocul ăsta și mai există încă două jocuri de genul Balena Roșie și Cică Zâna. Și că dacă faci niște nu știu ce misiuni și la sfârșit te omori și devii o zână, te reîncarnezi ca zână. Cât de prost să fii să crezi așa ceva, frate. Oh, tipic rușii, frate, deci sunt ruși, n-ai la ce să te aștepți de la ăștia. Ăștia care mănâncă balegă de vacă după stradă și... habar n-am ce prostii mai fac, rușii sunt nebuni la cap, frate. Deci, dacă ați auzit de jocul ăsta, balena albastră, nu-l căutați, nu, nici... Cred că m-a bătut. Deci nu cred că... m-a atacat cu 6. Nu spune că m-a bătut. Hui, era culmea să mă bată, frate. Deci, nu căutați așa ceva, nici măcar... Căutați pe YouTube, frate. Deci căutați pe YouTube acolo și o să vedeți o grămadă de videoclipuri de-astea informative care o să vă spună tot ce trebuie să faceți în jocul ăla. E o tâmpenie, frate. Deci ești foarte stresat. Adică ne pune la școală, frate. Ne pune la școală ăștia de liceu de clasa 11-a, în puii mei. Ne verifică pe mâini să vadă dacă nu cumva ne tem, dacă nu cumva ne facem prostiile astea. Deci am rămas așa mască, uimit. Cât de prost să fii să crezi chestiile astea, aparent. Doamne ferească, mă, Dumnezeu. De ce-o mai dau Deci o mai lăsa omul. Deci Dumnezeu, frate, a lăsat prea mulți proști pe pământul ăsta. Eu mereu am zis chestia asta. Dumnezeu a lăsat prea mulți proști pe pământ. Ok, azi facem și Monster of the Deep. Va trebui să cheltuim câțiva Dinobucks pe aici. Ai, frate, de ce trebuie să mă bat cu așa ceva? Uite-te la tipii ăștia. Tylosaurus de nivel 32, Mosasaurus de nivel 38 și Orthacanthus de nivel 23. Cu ce bat eu asta? Frate, ah! Ok. Să ne calmăm. Să ne gândim la chestii pozitive. Fluturași, peștișori, tiranozauri, explozii nucleare. Doamne, iar nu funcționează creierul bine din cauza că e seară. Ia să vedem. Deci avem nevoie de reef. Și eu nu am creaturi foarte bune. Deci chiar nu am. Cele mai bune sunt Iumunasaur și Henodus. Deci o să ne folosim de Iumunasaur. El o să dea Dinosaur. Va trebui să băgăm Tylosaurul. Frate, ce-mi place mie la creaturile astea, că sunt ieftine. Măcar sunt ieftine, frate. Asta e singurul meu avantaj, că dacă ar costa gen cum costă Indominus vreo 500 de Nobox. Oh my god, cum arată Tylosaurul ăsta, frate, e un monstru. Și dacă îmi dă o bucată peste cap, mă omoară. Ai de capul meu, frate. Deci Tylosaurul ăsta e echivalentul perfect între tank și sweeper. Deci e efectiv, e arma perfectă de distrugere în masă. Cred că m-a atacat cu două, n-am fost atent. Upsi. Din nou, mă elimină dintr-o singură lovitură. Uitați-vă la, dintr-o singură lovitură mă elimină. Mamă, deci dacă nu scap de Tylosaurul ăsta, mă ruinează. Ok. O să pun 3 blocuri de data asta. Deci un rider și 3 blocuri. Măi, culiță, mamă, deci... Frate, când au creat monstrul ăsta, deci chiar că e un monstru. E un monstru a... Jesus, uitați-vă și voi la el. Deci uitați-vă, efectiv, uitați-vă la creatura asta. Cum elimini tu așa ceva? Cum poți să bați așa ceva? Ia să vedem. Deci una, două, e bine că are puțin HP, frate. Deci are puțin HP, asta e un avantaj mare pentru noi. Are puțin HP. În schimb, atacul lui e terifiant. Și aspectul lui fizic e terifiant. Uitați-vă la țepia, uitați-vă la aspectul ăla fizic, doamne. Cred că o să zic cocoșatul de la Notre Dame, fiindcă are o cocoșă pe spate la nivel 40. M-a atacat cu 4, ceea ce înseamnă că e left open și putem să-l doborâm foarte ușor. Problema Orthacanthus ăla. Orthacanthus e problema numărul 1 aici. Să le elimin sau să nu le elimin? Mai bine pun 3 bloc și 3 reserve. Doamne, ce în ce mă mișc. El acum trebuie să dea Dinoswap, să sperăm. Aoleu. De ce n-ai dat oare Dinoswap? Hai, spune că ai pus blocks. Ok. 4 reserves. Bun, a pus blocks, perfect, bun. Acum vreau să dea Dinosaur, vreau să aducă pe Orthacanthus aici. Nu ataca, adul pe Orthacanthus, idiotule. Vorbesc românește aici sau nu vorbesc? Hă, româna este greu. Ok, 2 blocks, hai, adul pe Orthacanthus, for God's sake, dude. Oh my God. În sfârșit, în sfârșit, în cele din urmă. E nasoală treaba. Deci hai să o gândim logic. Dinoswap are 3 puncte de acțiune. Asta ar însemna 3 reserve. Ia să dăm 1, 2, 3, 4. 2 și 2. Ok, a pus un bloc. Asta înseamnă că are 5. Trebuia să pun 3 reserves. Ba nu, are 6. Bun, haide. A atacat cu 4. Frate, nu pot să-l dobor așa dacă nu mă atacă cu tot. Mă poate elimina din 2, deci o să pun 4, 5 și un reserve. Hai că am făcut-o la ta acum. N-am cum să-l bat, frate, deci efectiv n-am cum să bat așa ceva. 4, oh my god. Bun, a atacat cu tot ce are, dar n-am cum să-l elimin, n-am cum să câștig arena asta. 1, 2, 3, 4, 5. Cu tot ce am și nu-i suficient. Mai are oare rost, mai are rost să încerc eu să câștig chestia asta. Deci efectiv nu mai am niciun bug, nu mai am niciun glitch cu mine în afară de autosave ăla. Și nu pot să câștig asta. Deci de ce îmi dă să lupt cu așa ceva, frate? De ce? Creaturile mele marine sunt praf, sunt vai mama lor. Și ca să pot să fac only VIP eventul ăla, trebuie să fac Monsters of the Deep-ul. Ok, hai să facem, uite asta, aoleo, iar Tylosaur de nivel 36, frate, deci ăștia toți sunt peste nivel 31 aici. Ia să vedem, ia să vedem, asta e mai ușor, frate, deci punem Orthacanthus, așa, îl punem pe Henodus, Rip Dinobucks și dăm 300.000 coins ca să intrăm în luptă, să deblocăm o dată Elasmotherium, fiindcă nu știu cum pot să bat. Dumnezeu! Episodul ăsta o să dureze o veșnicie. Frate, deci efectiv nu mai poți să câștigi, fiindcă creaturile, fiindcă, frate, am făcut cacofonie cumva. Eu efectiv nu mai pot să câștig pentru că creaturile mele de creaturile mele marine sunt praf. Sunt vai mama lor. Deci n-am cum să bat, frate, așa ceva, e imposibil. Dar totuși nu renunț. Ia să vedem, din nou, dubla 2. Știi ce aș putea să fac acum la ora actuală? Ia stai așa. Hold the phone, am o idee, oameni buni. Îmi veni o idee, gata, Terex s-a enervat. Bring up the big guys. Îi dăm speed up lui Loci. Ok. Scoate raptorul ăsta de aici. Am o idee, oameni buni. Am 3 Orthacanthus, dintre care 2 sunt de nivel 10 și 1 de nivel 20. Ce-ar fi să aducem în scenă un monstru? Dacă ei au monștrii lor, hai să aducem noi monștrii noștri. Sau cel puțin monstrul nostru, fiindcă o să avem un singur Orthacanthus de nivel 30, pardon. Ok. Hai să o facem. Cu toate resursele înainte, nu contează, m-am enervat. Uite cum stă, frate, pește la borcana cu gura căscată așa de gen what's happening? Ce se întâmplă cu mine? Cum am ajuns eu aici? Haide, avem destul la mâncare, avem destul de Anobax, avem destul la DN cât să facem Orthacanthus ăsta de nivel 30, frate. Ia gata, m-am săturat să-mi tot iau bătaie. E vremea să ne răzbunăm. Ia lei și mănâncă, bestie ce ești. Uite un peștișor drăguț. Ce drăguț e peștișorul ăla și e mort. E drăguț și mort. Ok, hai să o facem. Aoleu. Hei, se poate să o faci și tu din prima. Nu așa, nu din prima să reușești, nu să dai fail. Haide, reușește. Haide. Dumnezeu. E o durere, voi nu știu la voi cum e, oameni buni, dar pentru mine când văd fail-ul ăla, când văd fail-uri atât de masive, deci nu știu, pur și simplu e o durere. Te doare inima să vezi cum ți se duc. Are culori frumoase. Are modele frumoase pe el, uite cât de mișto. Cerculețe. Arată tare, arată mișto. Ok. Deci are 3722 cu 952. Să vedem cum mai doboară asta, fraților. Să vedem cum mai doboară chestia. Să vedem cum mai doboară monstrul ăsta, dar arată genial. Ioi, frate, cât de mișto arată. Ce-mi plac modelele astea. Mai ales cerculețele astea așa cu galben. Oh my god, e super tare. Vreau să-l păstrez la nivel 30. Sincer, vreau să-l păstrez la nivel 30. Asta e evoluția mea finală preferată. Arată super. La nivel 40 am văzut cum arată. Arată ca un monstru. Ok, și e cel mai puternic la ora actuală. E cave. E evident că e cave. Ia să vedem cum să-i batem noi pe fraiere ăștia acum. O să pun Orthacanthus în față, să-i dau lovtură critică fraierului ăstuia. După care ia să vedem. Îl punem pe... Nu! Nu te basa duc Plotosaurul. La naiba, acum lasă-l pe el dacă tot l-am cumpărat. Am vrut să aduc pe Henodus și am luat Plotosaurul din greșeală. Hai să ne batem, hai să ne bătem. O să pun un bloc, gata, nu mi-atac din prima, nu. M-am învățat minte. E momentul să câștigăm. Mai elimina asta, fraiere. Mai dă-i acum să te văd ce faci. Nu mai poți să-l mai elimini de lovitură. Ghiși ce? Ești păducă, fraiere. Zic de prea multe ori, fraier, și sună ciudat. Dacă zici de multe ori un cuvânt, nici măcar mă sună ca un cuvânt. Am nasul înfundat, dar tot se mirosul ăsta de fum care îngâdilă sinusurile. Ups. Upsi. Poker face. Dumnezeule, cât de prostovan sunt. Trebuia să pun 3 bloc, am uitat. Ok. Ia să vedem. N-am șanse, iar mă bate. Pariu că iar mă bate. 1, 2, 3, e mort. Și pun 2 bloc, că n-am ce să fac. Deci efectiv nu am ce să fac. Tylosaurul ăsta are cel mai bun atac, deci trebuie să trag de el cât de tare pot. Hai că să poate, Terex, poți să o faci. Atacă-mă. Nu mă ataca, mă elimini, nu! Am pierdut din nou. No, dude, I'm done, I'm done. Deci nu pot, frate, să câștig asta, nu pot. Ce e neregulă cu mine? Nu vreau să văd asta, deci efectiv nu vreau să văd asta. De ce nu pot câștiga? Ce e neregulă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? De ce nu pot să lupt? Hai să o gândim puțin strategic. De ce e atât de greu? De ce e atât de greu, frate? Ia să o gândim noi puțin, ia să vedem. Cum bate-o bestiile astea? Tilosaurul ăla mă încurcă pe mine mult. Deci tilosaurul ăla mă încurcă pe mine extrem de mult acolo. Dacă aș fi avut și un tilosaur de nivel 30 plus, sau stai, de nivel 20, de nivel 30, frate, dacă l-aș fi avut și mi-ar fi fost excelent, excelent în situația asta. Dar nu am. Am decât cave-uri, frate, decât cave-uri am, ia să vedem. Henodus nu pot să evolui, umunasaurul nu m-a ajutat la nimic. Sau probabil că m-a... Ia stai așa, umunasaur. Cât costă umunasaurul, frate? Deci cât costă așa umunasaurul, ia să vedem. 8500, ca să-l fac nivel 20. Deci la nivel 20 ar avea în jur de 1000 și ceva HP cu vreo 500 atac. Hai să facem, hai să încercăm. Cum să duc banii de râpă, frate, doar ca să câștig o luptă nenorocită. Haolo, sper că ați apăsat butonul de like deja, fiindcă fac chestia asta pentru voi, oameni buni, și special pentru mine. Vreau să-mi dovedesc mie ceva, nu înțeleg ce, dar de ce treacu? Ok, hai că merge, haide, mănâncă. Mănâncă că m-ai costat o avere, dacă nu câștigi lupta te distrug, te vând. Vă vând și vă vând imediat, instantaneu, nu mai stau pe gânduri. Deci o da jocul Crash, oameni buni, efectiv o da jocul Crash iarăși. Habar n-am ce n-am, e din cauza performanței mele foarte scăzute. Poate mai dă Crash odată că mă enervez și dau Rage Quit. Ok, hai că merge. Speed up, hai că nu costă foarte mult să-l face de nivel 20, merge. Cu excepția faptul că am rămas fără Dinobac și am scăzut iar din 100.000 de ADN. Am zis că fac economie ca să fac Gorgosaur de nivel 40, dar văd că din cauza unui eveniment ca asta sunt forțat să cheltui cât mai mult, frate, sunt forțat să cheltui cât mai mult. Ok, nu mai avem animații deloc la asta aici, la chestia asta, în fine, nu ne interesează. Vreau să fac, nu mai da Crash că te sparg, să moară Cibilan. Calotor ăsta e foarte la, frate, dar o vreme, aoleu, 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 dacă mai dai Crash odată nebunesc. Ok, ok, las-o așa. Bun, deci 1300 cu 500, am avut dreptate. Am avut dreptate în legătură cu statisticile, dar nu asta e important. Important e să câștigăm porcăria asta nenorocită. Nu pot să mă calmez deloc. Ok, ahau, 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 mai mult Dinobac să duc de râpă. Pune tilosaurul. Ia stai așa, hai să facem altfel. Hai să o facem altfel. Ah, trebuia să pun Orthacanthus pe plotul al doilea, fiera să fie l-am pus primul, l-am pus ultimul. Bun, hai să o facem așa, hai să o gândim altfel acum, hai să o facem altfel. Poate nu o să dea... Evident că dă Dinosaur, frate, fiindcă e cea mai puternică nenorocită asta, tirozaurul ăsta, frate. Îmi doresc să-l scoată din joc, îmi doresc să-l șteargă. Să se întâmple ceva rău cu el, să-l șteargă din joc. Să le limne după fața pământului. Nu e posibil așa ceva, frate, haide. Hai, Terex, știu că poți, de data asta o să câștigi. Haide, oameni buni, țineți-mi pumni acolo strâși pentru lupta asta. E decisivă totul sau nimic, dacă pierd acum, rage quit. Oh my god, am înnebunit, am rotor asta, nu mai pot. Ok, atacă-mă cu 3 și pune un rezerv acolo. Haide. Fă așa cum zic eu, ăla-i. Sper că ai pus un rezerv, boss. Ok, ok. Sper că... Ok, ăla-i, ăla-i. Acum te-ți mataci cu 5. Bun, ăla-i, am câștigat. Am câștigat, este! Sper că ți-a luat ochelar 3D, fraiere, fiindcă vin spre tine. Haha, e momentul răzbunării. Ok, e mort. 1, 2, 1, 2, 3. Holy mother of God. Uite cum s-a întors roata după ce am cheltuit atâtea. Oare să merită? Oare să merită tot ce am investit eu acum? Oare chiar să se merite toată investiția asta, tot chinul ăsta, toată sudoarea asta? Habar nu am, frate. Chiar nu știu dacă s-a meritat, dar deblocăm o creatură nouă cenozoică, oameni buni. Deci deblocăm o creatură nouă cenozoică. Deci bănuiesc că s-a meritat. Nu, nu s-a meritat, sincer, nu s-a meritat, frate, deci nu s-a meritat. Am făcut Orthacanthus de nivel 30, am făcut Umanasaurul de nivel 20, numai ca să câștigăm o luptă amărâtă. Și mai rămâne Master of the Deep, pe care trebuie să-l completez. Numai ca fraierul ăsta să nu mă atace și să-i dau eu cu full 8 atacuri în barbă. Și ca să realizez că am irosit o grămadă de resurse. Mi-a curs o lacrimă, cred că din cauza de la luminostate și că becul ăsta mi-arde, frate, am o lampă lângă mine aici. Și becul ăsta pur și simplu îmi bate în ochi și... Ah, de ce nu sting eu niciodată? De ce las eu lumina asta mereu aprinsă? Ok, adă-l încoace pe Elasmotherium, sper că ele... Stai, e super rar, nu e legendar. 420, 100... Oh my god, uite, am falimentat, oameni buni, deci... Dinobugs-ul meu, ADN-ul e... mulțumesc foarte mult, goddammit, hell! N-a fost, deci asta n-a fost ziua mea deloc, asta nu a fost ziua mea deloc, am crezut că o să fie o zi mișto, deci am crezut chiar că o să fie o zi bună și s-a ales să n-a fi o zi, cea mai proastă zi din săptămâna asta, cred că cea mai proastă zi din anul ăsta, 2017. Ia să vedem, la nivel 40, 1034 HP cu 395 atac. Nu poate să semne pe el însuși două lovituri. Nu e niciun sweeper bun, nici un tank foarte bun, e vai mama lui și ăsta. Speed up, chiar mă mai interesează, frate, deci chiar mă mai interesează resursele alea, dă-le în puii mei toate. Credeam că dă crash iarăși. Holy mother of god, ce naiba e asta, dude? Ok. Hai să vedem, are habitat nou? Ah, aparent, da, are habitat nou. Interesant. How? Mamă, ce frame drop am avut. M-am și speriat puțin. Dar da, avem un habitat nou aici. O, uite un copac. Uite cât de tare e copacul ăla, frate. Ok, nu vă zăpadă. Deci asta e o chestie interesantă. Nu vă zăpadă nicăieri. Avem țărână pe jos, praf foarte mult. Deci cred că asta e o zonă mai caldă așa. Și ce pot să zic eu despre animalul ăsta? Asta e maximum de zoom pe care pot să-l dau. E care un corn ridicol, frate, uite-te și tu unde are cornul ăla și e ridicol. Am văzut niște poze, am căutat niște poze, niște informații pe YouTube despre, pe Google în general, despre Elasmotherium. Și sincer are cornul ăla mult mai mare și undeva în vârful nasului, nu acolo în creștetul capului. Ăsta, sincer, e urât ca dracu, frate, nu știu ce să zic, uite ce față are. Holy mother of god. Ia să vedem animația de pet. Ok, nu prea îți dai seama că asta e animație de pet. Oarecum, ia să vedem când e supărat, ce se întâmplă. Oh, dă din picior. Asta e când e nervos. Cred că da, cred că asta e când e el nervos, adică da așa din picior ca un taur pregătit să atace, gen, știi? Ok. Are o coamă așa scurtă de păr care îi flutură în vânt și o codiță foarte micuță. Ok, ia să vedem animația de feed. Oh, verdeață, plante. Uite cât de tare asta. Da, și nu are nimic în gură. Frate, mamutul când îl hrănești, vezi acolo cum apucă cu trompa și bagă în gură plantele alea. Aici pur și simplu nu se întâmplă nimic, deci pur și simplu trece cu nasul până verdeața aia, până plantele alea. Deci nici măcar nu apucă. Nici măcar nu apucă ceva cu gura, să zici că mănâncă. Am crezut că dacă mută camera așa, gen fac o rotație a camerei, nu o să Aoleu, mor aici. Am crezut că dacă ei fac așa o rotație a camerei, nu o să observe nimeni, că el n-apucă nimic cu gura. Adică nici nu face efectiv nimic, nici nu deschide gura. Și așa lene și o mișcare lene și... Ok, asta face de nivel 10. Are așa o mișcare lene și să iau în bucătură, să nu iau. Dar da, ăsta e la Elasmotherium, oameni buni, cel mai urât rinocer din lume, pot să zic. Și efectiv, evident că și el are nevoie de un nume. Îmi place habitatul lui totuși, îmi place habitatul, e chiar șmecher. Chiar șmecher habitatul ăsta. Chiar dacă e puțin cam goal așa și cam nasol, arată ca un peisaj din Africa. Dar da, e frumos, îmi place. Dă-l în picioare. E fericit. Măcar el să fie fericit, că eu nu sunt. Și m-ar tenta să mai fac și Masters of the Deep-ul ăsta, fiindcă nu-mi place să mă dau bătut. Dar ținând cont că am decât un cave foarte bun. Și ăștia doi aici sunt surface. O să încercăm să fac evenimentul ăsta off-camera, Dumnezeu cu mila, dacă vrea să mă ajute, dacă nu, aie, îl las acolo și nu mai completez. Până atunci, oameni buni, o să închei și acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă mai țineți că nu ați făcut-o și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Pa, pa!